Bună dimineața și bun venit la cea de-a doua sesiune a programului Export Morning India. Sunt Mihaela Oineagră și sunt încântată să fiu gazda acestui sesiune inedite, unde vom explora oportunitățile, provocările și dezvolta relațiile comerciale între Republica Moldova și Republica India. Agenția de investiții și-a propus să vă aduc o perspectivă detaliată asupra oportunităților și provocărilor de acces pe piața Republicii India. Acesta este al doilea eveniment dintr-o serie dedicată identificării de potențialul de export pentru produsele moldovenești pe piața, pe diverse piețe. Astăzi suntem onorați să avem alături de noi invitați speciali, reprezentanți importanți a acestui parteneriat. Pe excelența sa, domnul Rahul Srivastava, ambasadorul Indiei în România, Albania și Republica Moldova. Ambasadorul Srivastava aduce cu el o bogată experiență diplomatică și o profundă angajare în consolidarea cooperării economice. Dear Mr. Srivastava, do you hear me, Mr. Srivastava? Dear Mr. Srivastava. Hello, good morning. Yeah, hello, are we ready? Yeah. Thank you for your presence in this event. We forward to opening World War II. Opening remarks. Has the State Secretary come? Sorry? We forward to opening this event. Yeah, that's fine, but I just wanted to know if the State Secretary is there, Mr. Gyorgy Garaz. Sorry, but Mr. Garaz is not going to this event. Okay. This morning. No problem. So I'll start then. Well, good morning, everyone. The officials of Invest Moldova, I understand the World Bank is organizing this. The participating organizations and companies, and dear guests, I would like to congratulate the organizers for having this event. I don't think we had such an India-specific event in the last 1 year at least. But before I get into trade, investment, what the future holds for us, I thought it would be good for the participants to know about the history of India. Because for 2,500 years, I think there's a lot of echo, so can digital pass which of their anthropology? Okay. So for 2,500 years, starting from... Is there a lot of echo? Because I hear a lot of echo. But can you switch off your anthropology? Digital part. Okay. So for 2,500 years, starting from 2000 BC till the 18th century, India's economy used to be the largest in the world, contributing to about 25% of the world's GDP. And then colonization started, and India's contribution to the world GDP started going down to such an extent that when we got our independence in 1947, contribution of India's GDP was about 2% of world GDP. This was in 1947. And since then, the economy of India has been recovering. So from 2% of world GDP, it took us 58 years after our independence to become a trillion-dollar economy. And then,
It took us 12 years to become the second, we got the second trillion, meaning another just 12 years to become a $2 trillion economy. Thereafter, it took India 5 years to become a $3 trillion economy. Right now, our GDP is about 3.5 trillion. And we are the fifth largest economy in the world right now. By 2027, India's GDP will cross that of Germany and Japan, and India will become the third largest GDP in the world. And within the next decade, India's GDP will grow by $1 trillion every 18 months, which means that by 2050, by then India will have already become the second largest economy, if not the first largest. India's GDP would be $30 trillion. So, I told you about the past, meaning it was India's century or millennium, several millennia in time. And this decade and this century again is going back to what was there in the past, going back to what I would say the normal, which is Asia's century, also India's century. Some recent figures, for example, you may be aware that as of now, India is the fastest growing major economy in the world. And this is a projection by IMF. It says that India will grow by 6.11% in 2023 and 6.3% in 2024. This is happening at a time when the larger economies of the world are either in recession or are going through a difficult time. But India's projection is very positive. In terms of the bilateral trade that India does, this is a high priority for us, and every year we have been setting some targets. Last year we met the target of exports, and last year, which is 2022, for the first time India's bilateral trade, foreign trade, crossed $1 trillion. With coming specifically to Moldova, yes, Moldova is not a huge country, but nevertheless, our trade potential is not our trade is not what we have achieved, meaning there's a lot of potential to increase. For several years, our trade has been in the range of $10 to $15 billion. There are different figures on that. For example, according to our figures, last year the trade was about $50 billion. But according to the figures of Moldova, the trade was about $30 billion. Nevertheless, $15 or $30 billion is not a huge number. And I'm not counting here trade in petrochemicals, because last year, for various reasons, Moldova imported a lot of petrochemical products from India, which is about $400 million. So the figure of India-Moldova bilateral trade right now is about $240 million, including petrochemicals. But if you exclude that, the figure is very small. And the figure is just limited to a few products. So for one, I said there's a lot of potential, so we have to increase not just the amount of bilateral trade, but there is also a lot of scope to increase the number of items that are included in this export and import basket. Although not by a huge amount, but it's pleasing to note that Moldova's exports to India, which was almost zero till a year ago, it increased over 3 million last year. And this 3 million was edible oil. But there are other items that we are concentrating on. And again, most of you would be aware, is last year, after a lot of effort, the export of apples from Moldova started. And this is one product that we are targeting. There's a huge market for Moldovan apples in India. And there are a few more obstacles that we have to overcome before everything becomes streamlined. And on export of apples from Moldova, I want to say that I was told that there's just one importer in India. There are several of them, but just one importer said that I can import as many apples as we can send me from Moldova. So the point is that India is a huge market, and Moldova should utilize the opportunities existing in India. At the same time, from the recent past, Moldova has learned, and rightly so, that it is good to diversify one's export and import destinations. And in that context, both as an export destination and an importing country,
India would be, I would say, they would play a very good role for Moldova. There have been several important developments this year, again, you might be aware, but at the cost of reputation. One is that Moldova's embassy is now open in India, and we have a very active Moldovan ambassador in India, so I'm very hopeful that our bilateral trade will pick up. We have had some very important visits this year, after several years, and in the process also, there's a lot of important visits that are going to happen in the next couple of months, or in the next 6 months, we are having several more bilateral visits. So the whole scenario looks very good, the potential is there, and we have to make collective efforts to make sure, as I said, that not just the amount of bilateral trade between India and Moldova increases, but also the export and import basket. We have increased the number of items that we export and import from each other. Again, I'll end with complimenting all of you for participating today. It is these kind of efforts that are going to change things between our countries. Thank you. Thank you, Your Excellency, for inspiring words and for support of the relation between the two countries. Alături de noi, mai avem și pe doamna Viorica Neclea, directorul adjunct Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității. Doamna Neclea, vă ofer cuvântul. Bună dimineața! Onorabilă asistență! Thank you very much for your support and for participating in this event, Mr. Srivastava, and for support the continued relation between the two countries. Do you hear me? Yes, I am here. Thank you very much. Bună dimineața, mă numesc Viorica Neclea, reprezint Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale. Okay, so I leave, but my colleagues will be here, so if you have any queries, you can actually ask them. Okay. Thank you. Bine. Încă o dată, bună dimineața tuturor, vă salut și mă bucur să fiu prezentă astăzi la cel de-al doilea eveniment organizat de Agenția de Investiții ce ține de programul Export Monic. Este un program susținut de Banca Mondială, de instituția pe care noi eu o reprezint. Reprezint Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității, în cadrul căruia avem mai multe activități menite să susțină mediul de afaceri, să susțină exporturile, adică stimularea exporturilor. Și una din activitățile sau componentele proiectului este anume de a susține întreprinderilor micro, mici și mijlocii în crearea capacităților de export pentru a putea ieși pe piețele externe și pentru a crește competitivitatea produselor moldovenești. Împreună cu Agenția de Investiții, pe parcursul anilor am avut o colaborare foarte frumoasă, fructuoasă. În cadrul proiectului precedent am avut de asemenea misiuni de Export Monic, dar și Export Missions, care s-au soldat cu rezultate remarcabile, ceea ce ne-a făcut sau ne-a determinat ca să susținem în continuare aceste programe ale Agenției de Investiții. Sperăm foarte mult că resursele investite vor aduce plus valoarea scontată și astăzi experții noștri ne vor prezenta rezultatele studiului efectuat pentru cea de-a doua țară propusă în cadrul programului de Export Monic. Cum s-a menționat, Mihail a menționat, vor fi 5 țări, una deja a fost, Egiptul a fost prezentat în luna august. Astăzi India și urmează încă 3 țări. Așa că noi, eu sper foarte mult și am încredere că informația care va fi astăzi furnizată va fi
utilă și va facilita luarea deciziilor agenților economici, producătorilor, în de a lua decizia de a lansa noi afaceri sau noi exporturi sau de a continua exporturile pe piețe externe, în special India. Sperăm că va fi cu succes acest eveniment și vă doresc tuturor succes și o zi reușită. Succes, experților! Vă mulțumim, Dora Neglea, pentru intervenția și pentru suportul programului. Acum aș dori să ne concentrăm pentru prima parte a evenimentului și anume pentru prezentarea rezultatelor. Pentru prezentarea rezultatelor cercetării studiului piața Export Morning India. Pentru aceasta o invit pe doamna Stella Coropceanu, expertă în cadrul Civita. Doamna Coropceanu, cuvântul vă aparține. Vă mulțumesc frumos, bună ziua! Noi, într-adevăr, sperăm că informația pe care o să o discutăm astăzi cu dumneavoastră, pentru că nu o să furnizăm, dar o să intrăm într-o discuție, într-o interactivitate cu dumneavoastră privind potențialul foarte mare pe care îl are India ca destinație pentru exporturile moldovenești. Și, în primul rând, vreau să vă invit să fim interactivi. În al doilea rând, vreau să vă spun că noi știind că avem o audiență care cunoaște foarte bine limba engleză și au ascultat cu atenție comunicarea pe care a făcut-o excelența sa, domnul ambasador, și o bună parte din această comunicare este replicată și în acea comunicare pe care vreau să fac și eu în cadrul prezentării. De aceea, eu am să vă rog, dacă vor fi încă întrebări suplimentare, aspecte adiționale pe care vreți să le ilucidăm, să fiți interactivi și să participați în dialog cu noi. Deci, în agenda noastră noi vom avea câteva pagini, cum s-ar spune, de întors din raportul nostru. Vom vorbi puțin despre profilul țării. Neapărat vom elucida care sunt relațiile internaționale comerciale pe care le are Republica India, perspectivele produselor moldovenești și dinamica din ultimii ani a produselor moldovenești pe această piață, după care vom vorbi puțin despre aspectele soft, dar foarte importante, care țin de schimbarea profilului consumatorului indian, schimbarea profilului între generațiile consumatorului, dar și cel bazat pe ultimele dezvoltări, evoluții economice și sociale care au loc în această țară. Vom vorbi, cred că mai puțin, dar veți avea această informație atât în slide-uri, cât și în raportul care vine în complementarea acestei prezentări, despre instrumentele ce țin de accesarea pieței din India și, în general, despre regulile de dezvoltare a unor afaceri bune și relații bune în Republica India cu antreprenorii indieni. Deci, după cum vedeți dumneavoastră, noi avem un profil de țară desfășurat, dacă s-ar putea puțin să se micșoreze lumina pentru ca să fie deja o vizibilitate mai bună pe ecran. Toate datele ce țin de suprafață, populație, climă, resurse, le aveți aici pentru că ele sunt prezentate pentru dumneavoastră ca să înțelegeți lucruri majore despre țară. Dar eu nu vreau să intru în acest slide, eu mă voi strădui să vă dau ceva suplimentar, pentru că noi trebuie să simțim această anvergură despre care a vorbit și domnul ambasador. India se află deja pe locul întâi privind numărul de populație. Ea se află pe locul 7 în lume privind suprafața pe care o ocupă. Este o piață enormă, internă, care reprezintă 1,4 miliarde de populații. Și populația Indiei reprezintă 17% din populația globală, din populația lumii. Este a cincea, după cum a spus și domnul ambasador, este a cincea economie din lume, care și-a pus ca scop să devină a treia, în top 3 chiar, economii într-un răstimp foarte scurt.
și este a treia după mărime, de, după valoarea ce ține de paritatea puterii de cumpărare. Deci noi vorbim despre o țară nu numai mare ca atare, dar o țară care are o dinamică în creștere, atât din punct de vedere extensiv ca număr de populație, cât și din punct de vedere intensiv ca capacitate de cumpărare, ca schimbare a profilului consumatorului și a consumului și creșterea acestui consum. Și este o piață enormă, extraordinară, asupra căreia trebuie să fim mai îndrăzneți să ne aruncăm privirea. Ca atare, potențialul Indiei este foarte mare și din alt punct de vedere. Deci sunt 476 de milioane de oameni care muncesc, care sunt populația aptă de muncă, care produc enorm și, de fapt, India se consideră că este cel mai mare producător și care, de fapt, produce 25, o pătrime din toată producția globală de legume. Sunt zone ecologice în centrul Indiei care sunt deja pentru producere eco-integrală, pentru producere eco-agricolă în teritoriul Indiei. Din punct de vedere însă a leguminoaselor, de exemplu, India totuși importă, cu toate că are o asemenea mare pondere în producerea globală de leguminoase, totuși importă încă 14% din consumul intern local și deci aceasta este și o oportunitate, după cum am spus. Mai mult ca atât, deci noi putem să facem aici așa, să zicem, o generalizare a aspectelor despre care v-am spus că nu sunt cantitative, ci calitative. Unul este că noi, am vorbit despre dimensiunea mare pe care o are piața locală și 1,4 miliarde. Mai este un aspect care am spus că este și hub investițional și creștere economică, care diversifică, vine cu aspecte calitative în schimbul de consum și valoarea consumului, valoarea produselor consumate. Pentru că un hub investițional deja amalgamează gusturi și anumite, să zicem, obiceiuri de consum. Ce vorbim noi atunci când spunem despre India ca un hub investițional? În primul rând, s-au luat măsuri enorme din punct de vedere al relaxării acelor reglementări pe care le are India în economie pentru investițiile străine. Sunt o mulțime de programe pe care le-au deschis ei. În general, instrumente precum Mashala Bonds, pe care îl știați încă de mai demult, ele s-au complementat cu Make It in India, ori Make in India, ceea ce înseamnă că invită investitorul să producă fie părți, componente, fie să producă integral în India, Skill India, care încă o dată transmite mesajul privind numărul mare de și vorbitor de limba engleză, de specialiști pe care îl are India ca piață de forță de muncă, India digitală, deja cu toții dumneavoastră știți, și deci toate aceste aspecte vin la ceea ce am făcut noi paranteza privind creștere economică și hub investițional și care tot sunt un aspect care rezultă și în tematica noastră de astăzi, pentru că noi vorbim despre o creștere economică intensă, foarte progresivă și sustenabilă în regiune. Apropo de sustenabilă, pe lângă aceste aspecte care țin de atragere de investiții, tehnologii, etc., sunt aspecte de dezvoltare sustenabilă care se conțin în programele de dezvoltare rurală. Și legea națională de garantare a forței de muncă în mediul rural, care are denumirea Mahatma Gandhi ca brand, aș zice eu, acordă o problemă enormă pentru crearea locurilor de muncă în zonele rurale, pentru combaterea acelei discrepanțe pe care, acelui gap, cum spunem noi, în veniturile și în dezvoltările economice în diferite regiuni. Deci,
este și ceea ce a comunicat domnul ambasador, este ceea ce mai discutăm noi acum, că într-adevăr avem o mare creștere din punctul ăsta de vedere. Bun, India și pe plan internațional este o țară foarte influentă și care își consolidează influența sa internațională. Este un membru proeminent în cadrul mai multor organizații internaționale. Dumneavoastră știți că a stat chiar la baza organizației OMCE-ului, Organizației Mondiale a Comerțului, a Fondului Monetar Internațional, a fost printre primii membri care au semnat Declarația Națiunilor Unite și este un partener foarte, un partener cheie, un partener foarte puternic pentru Uniunea Europeană, în ceea ce ține de regiunea de Asia și Pacific. Aici sunt o mulțime de acorduri bilaterale, multilaterale care sunt semnate, dar deci doar despre BIMSTREC putem să spunem că este un nou acord care este acum în dezvoltare. El va mai adăuga la, să zicem, în palmarezul acestei comunități economice încă 1,2 miliarde de populație, adică, într-adevăr, sunt niște acorduri, sunt niște, să zicem, influențe internaționale puternice în care India face parte. Bun, cu toții mai cunoașteți și că India, până acum în noiembrie, a avut și președinția pentru G20, iarăși pentru dialogul mare care dumneavoastră știți că a avut loc chiar și cu o lună urmă, cu prezența reprezentanților de toate țările. Bun, pentru Uniunea Europeană vreau să vă spun că există, între India și Uniunea Europeană, există un program indicativ foarte consistent, care include, programul este elaborat pentru 2021-2027, în care sunt trei componente foarte importante. Unul este Green Development, Green Deal se numește, și este parte a dezvoltării economiei verzi în India. Al doilea aspect ține deja despre dezvoltarea durabilă a pieții muncii și ceea ce am mai vorbit cu dumneavoastră, că sunt programe care se complementează unul pe altul, care dezvoltă hub-uri, pe lângă hub-uri sunt urmărite și sustenabilitatea acestor procese și inclusivitatea prin proiectele care se dezvoltă la nivel rural, se mai complementează prin ajutorul pe care îl aduc programele de asemenea tip ale programului indicativ multianual pentru Asia și Pacific 2021-2027. Deci, există o amalgamare foarte mare de instrumente care ne fac să prognozăm o creștere foarte puternică a Republicii India. Există și alte aspecte care trebuie să le vorbim, sunt poziționarea Indiei în clasamentele internaționale și dumneavoastră știți că toți indicatorii, indicele corupției, indicele complexității economice, libertății economice, sunt niște indicatori care, într-o oarecare măsură, influențează decizia atât a investitorilor, cât și, în general, ar zice, viața de zi cu zi, ele reflectă viața de zi cu zi a antreprenorului în India. Este foarte important să înțelegem că noi unele aspecte pe care le vedem în aceste indicatori, noi le putem simți ca potențiali importatori în Republica India, pentru că anumite sensibilități de corupție, anumite sensibilități de birocrație, ele sunt reflectate și în acești indicatori. După cum vedeți, indicatorul mare este indicatorul pentru India, făcut la nivel internațional, iar pentru cel din, adică mic, da, în verde mic, noi am pus de acum pentru comparare și indicatorul Republicii Moldova. Top 20 parteneri, China, care are dublul cât Emiratele Arabe Unite și Statele Unite ale Americii, adică ar fi fost o sumă, China este de 14 și celelalte urmează a câte 7 și în continuare 4,2% ca partenerii importatori din India.
Produsele top sunt uleiurile, sunt combustibilul, este aurul. Știți dumneavoastră că există o asemenea, să zicem, specific al preferințelor consumatorului din India. Iarăși o mulțime de uleiuri. Ceea ce vrem să facem aici, că o notă, că prin topul acestor produse importate, Republica Moldova nu se regăsește ca un potențial furnizor de asemenea grupuri de mărfuri. Am mai spus și domnul ambasador, noi în 2022 am avut un volum total de relații comerciale de 253 de milioane, ceea ce a făcut o creștere de 5,4 ori, dar este o pondere foarte mică. Este o pondere mult mai mică decât 0,2, adică noi am făcut o rotunjire, 0,2% din total importurile pe care le efectuează India. Pentru noi e un 2% tot, nu este foarte semnificativ, dar v-am spus că iată este deja o evoluție care o vedem în rândul 2, este cu o creștere de 5,4 ori. Care sunt atunci grupurile de mărfuri pe care noi, pe categorii de produse pe care noi le exportăm? Sunt caolinul, adică argila albă, este un produs pe care noi am început să-l exportăm atât în India cât și în alte țări foarte recent, ca potențial exportator. Sunt fructele și fructele sâmburoasele, adică în care au înregistrat o creștere mare. Noi, de exemplu, pentru miere, pere, gutui și gutui au avut o creștere de 500% pe parcursul din 2018 până în 2022. Nu și semințele de floarea soarelui, care au avut tot o creștere radicală de 21%. Deci, sunt niște aspecte importante, pentru că noi vorbim despre grupurile de mărfuri pe care noi, într-adevăr, putem să le creștem ca volum de export. Categoriile noi care au apărut, care n-au fost până acum exportate, sunt carne de bovină și sunt preparatele hrana animalelor și sunt toate rezidurile de floarea soarelui. Acestea sunt noi categorii care deja au fost exportate în cantități nesemnificative, dar totuși au ajuns în piața Republicii India. Acum, eu vreau să vă spun că noi suntem, mi se tot arată că suntem limitați în timp. Mie îmi pare foarte rău de acest lucru, dar noi nu vom pierde nimic, pentru că prezentarea noastră include pentru fiecare din aceste grupuri include câte o fișă pe care o vedeți dumneavoastră pe ecran, dar și un raport narrativ extensiv care are încă și explicații asupra acestor produse. Deci noi avem unul care, zic eu că ne vom opri la caolină, dar vom avea fișele pe mere, pere și gutui, semințe și floarea soarelui, struguri și fructe, ulei de semințe, vin și struguri proaspeți. Am avut export de scaune mobilier, am făcut și această analiză. Ulei de soia, deșeuri și diferite reziduri, metale, aluminiu, etc. Nuci, caise, etc. Deci m-am întors, am intrat în următorul. Deci noi avem fiecare aceste fișe, doar vreau să vă fac un ghidaj mic privind ce puteți găsi în fiecare din aceste fișe. Și sunt fișe și mai multe în raport. Deci, în primul rând, dumneavoastră puteți găsi, ce este foarte important, să înțelegeți care este volumul pieței. Deci, la moment, noi am vorbit despre caolinul ca un fel de premieră din punct de vedere al exporturilor Republicii Moldova în India și care deja are succes. Deci, noi am avut, în primul rând, piața de import în India este de 80 de milioane de euro, de dolari, pardon. Și, de fapt, reprezintă 3,8 din importurile totale pe care le are India. Este un produs care este întrebat, care este bine cotat pe piață. Mai departe, noi am început să exportăm caolin și alte argile, începând cu anul 2022, ceea ce am mai menționat. Acum, dumneavoastră puteți să urmăriți, după coturile de import pe care am avut noi, care sunt coturile de importuri din diferite țări. O vedeți și Moldova este aici și alți 21 de parteneri din punct de vedere al destinațiilor. Puteți să faceți o comparație privind prețurile pe care le avem noi în piață. După cum urmăriți dumneavoastră, pentru Moldova este 264, dacă ne uităm, suntem competitivi la
la capitolul prețuri din punct de vedere al analizei pe care avem noi aici expusă. Avem tarifele medii pe care le aplic asupra acestor grupuri de mărfuri și, după cum vedeți, este un tarif stabil pentru orice, de 5%. Avem distanța în kilometri pe care dumneavoastră logic o puteți extrapola pentru a vă calcula anumite costuri aferente intrării în aceste piețe. Și, după care, sunt niște aspecte importante pe care dumneavoastră puteți să le citiți, care țin de factorii care stimulează sau poate creează anumite impedimente. De exemplu, o piață mult prea concentrată în unele, o să vedeți, la unele produse, practic, 80% din importuri sunt trecute prin 2-3 antreprenori mari din India, care sunt ei acei achiziționari care asigură după aceea piața în întregime. Deci, anumite aspecte care pot să fie restricții, ori pot să fie dar oricum ele nu e neapărat să fie negative, dar urmează neapărat să fie luate în considerare atunci când vă orientați în piața aceasta de desfacere. Deci, în fiecare fișă veți găsi un factor descurajator. Apropo, chiar și aici, primii trei parteneri comerciali priau 85% din importul Indiei de caule, iată așa, și factorii de suport pe care noi putem să-i generalizăm aici, cum ar fi fost, să zicem, atragem atenția asupra prețului comparativ, competitiv, pe care noi putem să-l obținem. Și aici avem o notă jos de subsol care va indica care este abordarea metodologică pe care noi am aplicat-o pentru a face această analiză și a o pune la dispoziția dumneavoastră. Deci, după cum ați văzut, noi avem, eu nu m-am mai opresc la celelalte, noi avem asemenea descrieri pentru atenția dumneavoastră. Toți care s-au înregistrat, și vă rog încă o dată, din cei care nu s-au înregistrat, să-și noteze numele și e-mail-urile pe fișele, pe foile de la intrare. Și noi să vă transmitem, adică nu noi, chiar noi, ci Agenția Națională de Investiții vă va transmite această prezentare. Deci, noi am vorbit despre profil, dar este foarte important totuși să intrăm puțin și în structuri. Noi vorbim, deci nu este numai, deci o piață este permanent în dezvoltare, este permanent în dinamică. Noi trebuie să simțim cum arată acele schimbări de priorități. Trebuie să fim puțin proactivi pentru ca să ajungem și noi la punctul vectorului de schimbare în piață, să ajungem și noi cu ajustările pe care putem să le facem ca un potențial exportator și inițial producător din teritoriul Republicii Moldova. De aceea sunt niște aspecte foarte importante privind consumurile, creșterea consumului, prioritățile pe care le au gospodăriile, ce fel de tipuri de instrumente sunt folosite și intră în vogă, să zicem, cum ar fi fost procurările online în diferite grupuri de mărfuri. Noi trebuie să fim foarte prudenți asupra acestor trenduri într-o țară mare, atunci când vrem să avem un succes în general, dar și o durabilitate a eforturilor pe care le vom face. Deci, aici sunt niște aspecte care am spus. Se schimbă cheltuielile de consum, nu iau din timp, eu văd că noi avem încă 8 minute. Sunt aspecte pe care trebuie de care să ținem contul, este faptul că sunt aspecte de ceea ce țin de tradiție, cultură, religie și noi trebuie să fim foarte prudenți din punct de vedere al multor momente, inclusiv în comunicarea noastră, dar și inclusiv în prezentarea mărfurilor și inclusiv în, să zicem, studierea amănunțită chiar și ceea ce ține, cum am avut noi și în discuția anterioară în timpul Export Morning în Egipt, niște preferințe speciale prin, să zicem, culoarea acelui măr care vine pe piață sau culoarea ambalajului sau tipul de ambalaj pe care îl dorește consumatorul pe fiecare. Deci, importanța familiei și în continuare este una din aspectele pe care noi trebuie să ținem cont atunci când avem și chiar și negocieri și discuții.
Ceea ce ține specific cu alimentelor este gustul autentic pe care îl au indienii, dar noi deja și noi suntem mult prezenți în, chiar și în restaurantele indiene, deci pentru noi nu este ceva nou să înțelegem de fapt care este flavoarea acestei frumoase bucătării și aprecierea produselor tradiționale în care noi tot putem să intrăm, dacă țineți minte, noi discutasem și în cazul când era Export Morning Egypt, noi avem produse de nahut, de exemplu, și alte produse care ar fi fost, ar fi intrat foarte frunuci, cu toate că India este și, producerea de nucă, este tot pe locul întâi în lume după volum, dar oricum importă foarte mult. Deci toate aspectele acestea noi trebuie să le ținem cont de ele. Și plus asta vreau să vă spun că fiecare din aceste titluri are un paragraf mic separat în raportul nostru care îl punem la dispoziție. Așa. Bun. Sunt niște generalizări privind forma de decizie a cumpărătorului. Este într-adevăr calitate și preț, dar noi vom vorbi puțin mai încolo și despre trendurile noi, pentru că noi avem diverse grupuri de consumatori. Noi avem millennials care au cu totul altă deja abordare în cumpărare, după care vine generația asta G, care este și ea o descoperire, pentru că mai mult cumpără emoția și plăcerea din viață decât produsul respectiv. Foarte interesante momente, dar noi o să intrăm acuși în paranteza asta în continuare, conform logicii prezentării. Și încă un aspect nou este creșterea popularității comerțului online. Pentru că, bun, un shift mare pe care l-am avut noi cu toții atunci când a fost în 2019, am fost cu toții prada acestei pandemii, s-a schimbat foarte mult și s-a înrădăcinat foarte mult deja procurările online ale produselor în India și lucrul ăsta este foarte important pentru că complementate cu această ușurare a transportării mărfurilor în volume mici pe care sunt posibile, care schimbă puțin pattern-ul ăsta de export pentru un producător local mic care ar fi putut să furnizeze și să vândă tot prin produsele sale online, în dependență evident de specificul pe care îl oferă. Și foarte interesant pentru India, dar v-am spus că și programele lucrul ăsta foarte, foarte tare îl induc în mentalitatea indianului. V-am spus și despre Green Agenda, v-am spus și despre dezvoltarea asta rurală și ecologică care este în programele lor atot cuprinzătoare. Abordarea ce ține de conștientizarea problemelor de mediu și reflectarea lor atât în, chiar și în ambalaj și în alte aspecte, în prezentarea produsului pe care noi îl avem. Așa. Deci, încă câteva aspecte privind preferințele consumatorilor indieni le aveți aici, dar vreau să vă spun că, deci, unul din aspectele care noi trebuie să luăm cont, totuși că se manifestă în urmarea anumitor studii pe care au fost efectuate de IMS International, se numește un studiu impactul stilului de viață asupra deciziei de cumpărare a consumatorilor din India în 2021. Deci, totuși, indienii insistent acordă importanța celor produse care sunt de origine locală. Și o mare pondere este totuși sensibilă la preț. Adică aspectul prețului rămâne pe prim loc. Marca vine pentru anumite categorii de vârstă, este importantă, este în creștere, însă important este decizia de a compara, este prioritizat, în cazul condițiilor echivalente, este prioritizat producătorul local. Așa, nu, și aici dumneavoastră o să găsiți mai multe aspecte despre comportamentul consumatorului, tot un alt studiu care a fost făcut de acum în 2023, aici sunt aspectele care țin de cum se efectuează procurarea ca atare, cum aleg să plătească, care sunt prioritățile din punct de vedere, să zicem,
stilul de a, de a alege un produs, de exemplu, indianul compară și analizează mult până a face o anumită procurare, compară mult prețurile, cel puțin două puncte de date pentru ca să-și procure ceva. Deci sunt niște aspecte interesante pe care dumneavoastră puteți să le găsiți privind comportamentul local, dar este deja, nu este aspectul care ține de comerțul angro, ci este deja comerțul cu amănuntul, este un aspect, să zicem, până la care ar trebui să tindem noi în continuare, trebuie să-l cunoaștem și îl avem, dar ne interesează mai mult intrarea, penetrarea în piață cu importurile la nivelul deocamdată angro, fără desfacerea lui local. Deci, ceea ce vreți să vreau să vă arăt, uitați-vă care este trendul din punct de vedere al utilizatorilor de internet și este ceea ce v-am spus, că comerțul electronic are o mare repercusiune asupra comportamentului consumatorului în India. Din economie de timp, toate tendințele, după cum vedeți, există niște generalizări, niște aspecte interesante, cum va arăta consumatorul indiei până în 2030, dumneavoastră o să le găsiți în prezentarea noastră. Așa. Și acum vreau să vă comunic că noi, în prezentare, ne-am străduit să avem informație suplimentară pentru dumneavoastră privind standardele, certificatele, documentația de care are nevoie un importator, în așa fel încât, acuși o secundă, vă rog. Puteți să mă ajutați, vă rog, aici. Este. De care are nevoie un importator. Nu vom intra acum în dezbateri teoretice, pentru că ele sunt foarte complexe, dar dacă observați dumneavoastră, pagina ca atare este dată aici cum se numește și fiecare link, bun, să știți că o să fie informația în limba engleză, de ce așa am salvat exact cum se numește pagina în limba engleză, fiecare link vă dă acces la acele informații de care dumneavoastră trebuie să, pe care trebuie să le accesați, pentru ca să vă faceți pachetul dumneavoastră, checklist-ul de documente pe care, de care aveți nevoie pentru a exporta pe piață. Deci, de exemplu, noi aici vorbim despre, anume este pagina care ține de emiterea certificatelor de autorizare pentru importul produselor alimentare, pentru toate tipurile de produse alimentare și pentru toate tipurile de exportatori. Și pe câmpul următor avem cerințele pe care se impun față de deja de etichetarea produselor care sunt importate în India. Tot ce ține de tarifele și taxele aplicate, avem iarăși link-urile pe care le găsiți pe diferite portale. Iată, după cum observați dumneavoastră, avem Portalul Național al Comerțului, link-ul și respectiva informație privind procedurile valabile și alte reglementări. Și noi astăzi o să avem și un vorbitor foarte interesant, doamna vicepreședinte a Camerei de Comerț și Industrie, care încă o să ne vină să complementeze aceste informații. Sunt tot ce ține de procedurile legate de conformitate, taxe, etc. Le găsiți, link-ul este în verde, sper că se vede bine. Le găsiți aici în verde jos. Deci ați intrat, vă rog, pe aceste link-uri și aveți absolut toate informațiile de care aveți nevoie. Ghișeul unic vamal este iarăși un instrument care este pus în aplicare pentru facilitarea comerțului internațional în India. Deci aveți acest link și informațiile ce țin de el. În următorul tabel veți avea informații privind toate tipurile de taxe și unde se utilizează ele, care este rata acestor taxe și după cum vedeți când este aplicabilă taxa respectivă, în care
condiții, da? Pentru, evident că pașii pentru procedurile de import, eu văd că am trecut 3 minute de timpul care mi este rezervat, sunt un fel de checklist pentru dumneavoastră, potențialii exportatori. Este foarte important să aveți în, în înțelegerea dumneavoastră care sunt stagiile, etapele și timpul, pe care, timpul și efortul pe care dumneavoastră trebuie să-l, să-l dedicați. Încă un aspect, ceea ce ține de licența de import. Deci, sunt, în primul rând, trebuie să spunem că există sistemul armonizat de clasificare a comerțului indian, care, care de fapt permite importul fără taxe și majorări, iată, pentru, fără licențe speciale de import. Însă, noi trebuie să facem, înainte de a, de a importa, trebuie să facem cunoștință cu clasificatorul și grupurile de mărfuri pe care noi trebuie să le pregătim pentru, adică noi ne pregătim pentru a încheia această afacere de, de, export, de import în, în India, de export din Republica Moldova. Deci, dumneavoastră intrați în clasificatorul sistemului ăsta armonizat de codificare, care e ITC, care v-am dat link-ul, și verificați dacă este necesară o licență pentru a importa un anumit produs și cum este el calificat din punct de vedere acestui sistem armonizat. Dacă este nevoie de această licență, atunci aici sunt date acele... Spuneți-mi, vă rog, eu nu văd de ce au apărut aici, ca cafe, la mine nu-i. Acele instituții care sunt responsabile pentru elementul de eliberare acestor licențe și dumneavoastră vedeți în ce caz. De exemplu, departamentul de electronică, dacă e vorba despre calculatoare, sau departamentul pentru promovarea industriei, dacă este un sector, iarăși, ce țin de sisteme informatice, Ministerul Apărării pentru articole legate de apărare, etc. Așa. Și documentele, lista documentelor de import necesare, o vedeți aici, este un checklist. Iar pagina pe care o vedeți dumneavoastră aici, nu este de fapt, este, este într-adevăr pagina up-to-date, cum ar fi fost, pentru că, după cum vedeți aici fotografia, este prim-ministru și echipa lui de guvern și noua strategie de export care a fost aprobată. Eu nici nu am dedicat acestui eveniment mai mult timp, dar despre ce este? Ea a fost aprobată în septembrie, probabil, 2023, august-septembrie 2023, și este iarăși încă o măsură de facilitare a relațiilor internaționale și facilitări, deschideri pentru export, import, pentru, pentru investitori, etc. Deci și site-ul, după cum vedeți, al Ministerului este acest site, dar tot acolo găsiți și toată lista, de ce și-am pus ca link, toată lista de documente de import necesare. Dar v-am explicat pe parcurs ce este și cu fotografia domnului ministru. Așa, alte aspecte care țin deja despre etichetarea, nu intrăm, dar aveți aici un checklist și dumneavoastră puteți să știți ce trebuie să fie indicat pe o etichetă a produselor potențiale. Certificatele de origine, iarăși, doamna Natalia o să vorbească probabil și dumneaei, ceea ce este important, că în special pentru importuri este nevoie de certificatele de origine atunci când noi avem importuri, de exemplu, din țările, iată, sunt indicate și țările enumerate, care sunt scutite de taxe. Și, în principiu, deci, bun, eu nu intru acum mult în paranteza respectivă, în principiu depinde de care sunt produsele, grupurile de produse pe care dumneavoastră le exportați. Încă un aspect important la care vroiam să mă refer, foarte succint, câte minute îmi dați? 2-3? Bun. Mulțumesc frumos, e din timpul dumneavoastră. Este foarte important că noi am vorbit despre faptul că în India există cultura aceasta, prioritizarea producătorului autohton sau acelui pe care tu îl cunoști, cu care ești transmâna, cu care te cunoști și te, îți dezvolți o anumită relație, empatie, poate chiar aș fi spus,
în slide-urile care le-am sărit repede despre profilul și atitudini, era și acest moment că simțul timpului, simțul distanței, simțul anume intrării într-o discuție de afaceri, care trebuie să fie lentă, care poate să se înceapă cu o discuție privind timpul de afară sau privind mesele gustoase, e ceva foarte interesant, am mai auzit și pentru alte țări, am mai vorbit și pentru alte țări despre acest lucru, dar nu se intră imediat în discutarea unei, să zicem, discutarea strictă a acestei afaceri. Deci toate momentele acestea sunt foarte importante atunci când noi vrem să ne construim niște relații durabile. Și aici, la acest capitol, sunt și expozițiile. Pentru expozițiile sunt acele B2B, da, business to business, sunt acele matchmaking-uri care, poate, iată și dumneavoastră ați spus că ele mult se organizează, se face acest efort. Poate expozițiile au și efectul ăsta de întâmplare de la sine. Cu toate că noi ne-am străduit aici să vă arătăm că ele sunt și parte a aspectelor care, adică este și o investiție serioasă și o pregătire specifică pe care trebuie să-l ai atunci când decizi să mergi într-o, să investești într-o plecare la expoziție. Deci, unul este clar că trebuie să te gândești de atent ce este privind relevanța expoziției. KPI sunt coeficientul. Noi trebuie să ne gândim ce fel de indicatori ne trasăm noi, ce vrem să atingem, cu ce vrem noi să ne întoarcem, tangibil sau intangibil, ca rezultat al acestei vizite. E tocmai informația secretă privind toate târgurile care există. Așa. Dar nu e secretă. E secretă pentru cei care n-au venit astăzi. Pentru noi nu. Deci, planificarea stagiului, dimensiunea, valoarea, investiția pe care trebuie să o facem și un follow-up. Vă rog foarte frumos, follow-up este un cuvânt care trebuie să-l cunoaștem, el este internațional și este cheia succesului pentru noi. Orice n-ar fi fost, o întrevedere, o, să zicem, vizită o vizită de stand, ele sunt foarte importante să fie mai departe continuate, pentru că relația se formează, se dezvoltă, se maturează și se maturizează și după aceea dă roade. De aceea acest follow-up este un cuvânt cheie. Un cuvânt cheie la întrevederile de astăzi pe care le-am avut noi și vă invităm și pentru următorul Expert Morning. Un follow-up e și pentru cei care au venit la expoziție sau pentru cei care au avut ocazia să se întâlnească cu antreprenorii din țară. Aici aveți 2023 plin de liste de expoziții. Ați intrat, astea sunt toate link-uri vii, ați intrat aici, nu știu, mi apare, îmi spune, cred că nu mai am voie să vorbesc. Scoateți-vă, rog, ăsta acum în cafe. Deci aici sunt toate listele a tuturor expozițiilor care sunt planificate cu durata de zile și data. Deci ați intrat, v-ați înregistrat, v-ați gândit dacă și pe grupuri non-alimentare, alimentare, poftiți. M-am spus că trebuie să vă planificați bine și unul din planificările care sunt este investiția pe care trebuie să o faceți de la buzunar. Aici am făcut niște estimări pentru dumneavoastră, cât vă va costa, care sunt transferurile, care sunt documentele necesare și, mai zic eu, care sunt așa niște aspecte speciale, de exemplu, voi aveți, trebuie să alegeți din sezonul, care nu este un sezon, poate să nu fie foarte benefic, trebuie să alegeți. Să știți că întotdeauna trebuie să vă gândiți cum vă asigurați partea financiară pentru asemenea vizite. Apropo, am citit mult și mi-a plăcut, eu n-am fost în India deocamdată, dar se vede că am să vreau să merg. Trebuie să aveți permanent și cash și card, pentru că uneori nu o să aveți posibilitatea să faceți, cu toată digitalizarea, să faceți niște achitări pe local. Dar cert este, participarea în târguri este investiție. Investiția trebuie bine gândită cu KPI, cum am spus noi, indicatorii de performanță pe care dumneavoastră o să-i atingeți prin această investiție de timp și de bani.
Și trei, trebuie să vă estimați real care sunt aceste investiții pe care dumneavoastră le aveți de făcut, altfel nu vă va reuși. Atât pentru astăzi. Am vrut să vă mai țin mai mult, că mi-ați plăcut și dumneavoastră și tema, dar sper că noi o să avem ocazia, să, după studierea acestui document, să mai facem schimb de opinii, poate, și să vă așteptăm și pentru alte evenimente. Eu, ca și cum mi-au rămas bun, pentru că atât a fost cu intervenția mea și mă bucur că ne-am cunoscut și astăzi. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Sorocianu, pentru prezentare și pentru informația relevantă care ne-ați difuzat. Acum trecem la partea cea mai interactivă și panelul de discuții. Vă rog invitații în sală pentru a avea discuții despre provocările și oportunitățile pe piața indiană. Bine că m-ați invitat. Și noi vă mulțumim că ați dat curs invitația noastră. Da, am trebuit să fiu acum în India, dar am avut un accident și îmi cer scuze de căciula mea, dar căciula tot e din India. Eu să vorbesc limba rusă, că mai repede să fie. Da. Сегодня началась выставка в Дели, если более точно, это Great Noida, и эта выставка много, скажем так, она не по какой-то отрасли, это выставка, которая представляет премьер-министр Индии Нарендра Моди, это выставка штата Уттар-Прадеш. Это очень большой штат Индии, и они занимаются производством и продажей всего. То есть, скажем так, это основной такой двигатель Индии. Вот. Ну, так случилось, что я сегодня вот с вами и хотел сказать, что мне очень приятно, что наконец-то Республика Молдова хоть и не в таком количестве, как все другие страны, конечно, но начнет что-то делать. Маленький шажочек в будущем. Спасибо. Это очень хорошо. Как, по-вашему, идет коллаборация из вашей компании с партнерством индийским?
Смотрите, первый раз я посетил Индию более 25 лет назад и был очарован этой страной. Конечно же, 98 год, я тогда приехал, совершенно не понимая, куда я приехал. Это был совершенно другой мир. Собственно говоря, он и сейчас другой. Поэтому из своего опыта могу сказать, что очень хорошая презентация, мне понравилась, спасибо. И там был очень важный аспект того, что это другая психология, и мы часто взаимодействуем с людьми, исходя из своих каких-то привычных нам, скажем так, принятых у нас отношений. Первое, что впечатляет в Индии, это 40-50 минут ты пьешь чай, разговариваешь о семье и никакого бизнеса. То есть, если ты начал говорить в первый час о бизнесе, это признак дурного тона. И так же, как мы чувствуем, что как будто бы они что-то скрывают, также, если мы начинаем требовать, а скажи, какая цена, скажи, они чувствуют, что мы их пытаемся как-то воздействовать на них. То есть здесь нужно быть очень аккуратным. Вот это, наверное, самое главное, то, что есть в разнице в психологии. То есть вы, конечно же, сейчас возвращаются дети, родители, из которых получили образование в США, в Лондоне, и они уже другие. То есть Индия становится более, скажем так, европейско ориентированной, то есть введение бизнеса, то есть стандарт. Вот. Если этого нет, то, конечно, это сложно, но это очень, это возможно все. И основная идея то, что индийские бизнесмены, они настроены на long relationships, то есть они, для них прежде всего важно долгие отношения. И они не гонятся за 7-минутной прибыли, и поэтому с ними можно вести дела. И вот я 25 лет, скажем, веду эти дела с ними, и мне очень каждый раз перед поездкой в Индию это какая-то, я чувствую какое-то предвосхищение того, что это для меня не только бизнес, это прежде всего и отдых, и да, потому что приобщаясь к той культуре, приобщаясь, как вот очень хорошо сказала передо мной, это еда, это манера разговаривать, это, в общем, это все совершенно другой мир, и его познавать очень приятно. Приятно. Как вы отреагировали, или что именно вы экспортируете или импортируете из этой страны? И что вы можете рекомендовать других компаний, которые хотят вот экспортировать на этом рынке? Хорошо. Значит, сначала импорт. Естественно, побывав в Индии, я каждый год, когда посещал Индию, я обычно посещаю минимум один раз в год, то есть месяц-полтора, иногда 2-3 раза в год, то, естественно, привези пачку благовоний, привези там что-нибудь и так далее. И этот бизнес начался с, грубо говоря, одной пачки благовоний в рюкзаке, закончился контейнером благовоний. Да. Вот. Это что касается импорта. Мы импортируем большое количество наименований. То есть в нашем онлайн-магазине можно найти около 10 тысяч товаров из Индии. От, как я уже сказал, благовоний и заканчивая рисом, далом, то есть продукты питания, и биодобавки, и в том числе серебряные изделия из серебра с камнями, потому что Джайпур славится своими уникальными камнями, и мы работаем
Значит, теперь вторая часть – это экспорт. Некоторое время назад, вот Наталья не даст соврать, мы пытались экспортировать. Что в основном спрашивают в Индии покупатели? Прежде всего, наши, конечно, котируются орехи. То есть, несмотря на то, что Индия производит штат Кашмир, он похож примерно по климату на Молдову, и они производят огромное количество орехов. Несмотря на все это, молдавские орехи возможно продавать в Индии, потому что молдавские орехи обладают каким-то особенным вкусом, который отличается от того вкуса, который есть в Индии. Второе место – это, конечно же, яблоки наши. Тут есть нюанс – это только красные яблоки, потому что индусы, потребители, не воспринимают яблоки другого цвета. Для них яблоко – это прежде всего красное. То есть зеленое – нет, это не яблоко, это что-то другое. Вот, ну и так далее, и так далее. То есть сливы, всю продукцию, то есть вишни, черешни, то есть вся продукция, которая у нас растет, она очень благоприятно воспринимается индийскими потребителями, и потому что структура индийских потребителей очень сильно изменилась за последние 20 лет. У нас в основном все представления об Индии по советским фильмам, то есть, к сожалению, и мало информации о том, что Индия за последние 20 лет. Вы просто наберите в Ютубе там улицы Бомбея, и вы увидите Майами-Бич, то есть огромные небоскребы, огромные там здания, виадуки и так далее. То есть Индия очень сильно изменилась, и, конечно же, потребители тоже сильно изменились, потому что выросло целое поколение новых потребителей, и старые потребители, ну, то есть люди среднего возраста, тоже готовы к чему-то новому. То есть у меня, допустим, есть постоянно мои индийские друзья, которые спрашивают, а у вас гречка есть, а у вас орехи есть, а у вас то. То есть они постоянно спрашивают, потому что рынок, и они тоже хотят худеть, они тоже подвержены всему тому, чему подвержены мы, европейцы. То есть и вот эта разница в культуре за последние 20 лет очень сильно уменьшилась. То есть, выводя какой-то продукт на рынок, можно, ну скажем так, очень мало уже обращать внимание на различия в культуре. То есть, примером тому является захват рынка всех европейских крупных брендов, начиная от виски, которая уже просто производится и в Индии, и делает. То есть 20 лет назад в Индии, в городе, в котором 6,5 миллионов жителей, я не мог найти бутылку шампанского, чтобы отпраздновать день рождения. У меня был день рождения, я не мог купить бутылку шампанского. В городе 6,5 миллионов жителей. Сейчас в индийских городах магазины, продающие алкоголь, хороший алкоголь, то есть это французские вина, это итальянские, испанские, к сожалению, молдавских пока нет. Магазины, вот как в Кишиневе, обменные валютные кассы, вот так у них магазины, продающие алкоголь. То есть это какая-то работа пиар-менеджеров, работа вот этих компаний. И также они хотят быть как современными, то есть молодежь одевается уже по-современному, по каналам телевидения идет та же реклама, что идет и в Бельгии реклама, то есть те же продукты, то есть они готовы, и их много. И мне вот хотелось бы, чтобы наша продукция из Молдавии попадала все-таки туда. Там есть нюансы с вином, есть нюансы с требованием особой упаковки,
Вот Наталья рассказывала, как наши молдавские производители яблок отказались от хорошего контракта, который был с Индией, лишь только потому, что они смогли обеспечить должную упаковку. А индусы привыкли покупать яблоки из Калифорнии. И там есть свои стандарты, то есть каждое яблоко должно быть отдельно упаковано, пронумеровано и такие. И вот наши производители, к сожалению, не смогли этого выдержать, и контракт как бы не случился. Вот. Вам, спасибо вам огромное за ваше приятное участие в нашем диалоге. Да. По поводу сказать, что уже 25 лет как бы там, мы понимаем, что все хорошо, у вас все идет, и вам удачи и спасибо огромное. Спасибо большое. Мы надеем на дома коленек, вице-президента камеры декоммерции. Cum sprijină camera de comerț dezvoltarea agenților economici pe piața sau care își doresc pe piața Indiei? Și care sunt perspectivele de viitor? Mersi frumos! Dacă este posibil să deschidem o prezentare, pentru că într-adevăr avem ce spune în domeniul colaborării între agenții economici din Republica Moldova și Indie. În ultimii ani avem și o dezvoltare destul de frumoasă, dinamizarea acestor relații, inclusiv datorită suportului sau contactelor care avem cu ambasada din București și îi mulțumim pe această cale pentru oportunități care apar de colaborare. Astăzi vreau să vă spun despre cele realizări care am avut ultimii ani, acele evenimente care am organizat la nivel bilateral. Unul din aceste evenimente a fost menționat deja de domnul Eduard, această expoziție care are loc aceste zile se desfășoară în India. Sper că o să pot și... Dacă nu este problemă, mă apropie... Nu e nicio problemă, cu siguranță. Deja este. Da? Ok, atunci vă rog să deschidem următorul slide, la care am reflectat acele evenimente care am organizat ultimii ani. Deci este vorba despre expoziții, despre care s-a vorbit astăzi și importanța promovării produselor anume prin participarea la diferite târguri și expoziții. După cum vedeți, noi am început să le organizăm mai mulți ani în urmă și, ca exemplu, în anul 2018 a avut loc expoziție în domeniul textilelor, deci cu noi merg mai mulți antreprenori, 10-8 antreprenori în fiecare vizită. Sunt expoziții tematice dedicate anumitor produse, cum ar fi textile sau produse farmaceutice la care au participat antreprenorii noștri, dar sunt și cele de genul desfășurate chiar zilele acestea, în care este posibil de a vizita sau de a comunica cu producătorii din diverse domenii, și agricultura, și industrie, și servicii, și domeniul energiei generabile, și IT. Deci chiar 6 antreprenori care astăzi pleacă în India vor avea posibilitatea să viziteze aceste standuri, să comunice cu oamenii de afaceri de acolo, să participe la câteva seminare, deci chiar am avut experiență când antreprenorii vizitează companiile de acolo. Deci este sigur că important acest contact direct și sigur că, având în vedere tot specificul comunicării despre care a vorbit domnul Eduard, este și o pregătire anumită înainte de aceste vizite. Deci toate aceste evenimente sunt foarte binevenite și noi le organizăm anual. La fel avem și relații de parteneriat deja stabile cu Camera de Comerț din India, din Delhi și din asociațiile oamenilor de afaceri cu care au fost semnate și acorduri de colaborare pe parcursul anilor. Deci încercăm să ne extindem și să avem mai multe contacte. Potențialul este foarte mare, cum și-a vorbit, s-a prezentat inițial și sigur că trebuie să depunem efort ca să valorificăm.
Și dacă o să-mi permiteți, am vrut să trec și la un subiect mai tehnic, deja dacă am microfon. Da, da, pentru că pregătirea produsului pentru promovare la export este foarte importantă, dar e important să cunoaștem și acele formalități la trecerea frontierei care sunt necesare și trebuie să le respectăm. La fel a fost în prezentare câteva aspecte menționate de specificul procedurilor de import în India. Eu aș dori să menționez suportul care acordăm noi Camerei de Comerț pentru exportatori și anume pregătirea acelui pachet de documente necesar pentru export din Republica Moldova și anume specificul țărilor cu care noi nu avem acorduri de comerț liber, deci cu India inclusiv, ceea ce înseamnă că mărfurile noastre sunt taxate, se aplică taxe vamale la import. Cu toate acestea, se solicită prezentarea și unor documente să zic, care noi, Camera de Comerț, eliberăm sau ajutăm să le perfectați. La următorul slide vorbim despre așa o procedură cum este vizarea documentelor de comerț internațional. Este un specific unor țări, inclusiv poate fi solicitat de partenerul dumneavoastră în India. Deci contracte, invoice-uri, documente comerciale, diferite tipuri de certificate se solicită să fie avizate prin ștampila Camerei de Comerț și Industrie. Este practică în mai multe țări și să cunoașteți că în caz dacă partenerul dumneavoastră solicită, vă adresați la Camera de Comerț și Industrie care verifică documentele comerciale și respectiv aplică această ștampilă necesară pentru a recunoaște documentul respectiv. La fel s-a menționat importanța certificatului de origine. Deci noi dorim să promovăm produsul nostru Made in Moldova, ca să fie confirmat că el într-adevăr a fost produs în Republica Moldova. Pentru aceasta se cere un document oficial, este certificat de origine, care eliberăm tot noi, Camera de Comerț și Industrie. Dacă pentru țările precum este Uniunea Europeană, Turcia, cu care avem comerț liber, certificatele se eliberează de serviciu vamal, iată țările cu care încă suntem în relații nepreferențiale, vă adresați la Camera de Comerț și Industrie. Este foarte important să putem confirma originea produsului nostru. Dacă este produs integral în Moldova, deci fructe, legume sau același vin care a fost produs doar din struguri din Moldova, deci atunci întrebările nu sunt și este destul de ușor de a confirma originea produsului și noi eliberăm certificat. Dar, ca și orice țară, noi dorim să exportăm produse cu valoare adăugată, să le procesăm și să exportăm nu doar fructe, legume în stare proaspătă, dar și să le procesăm în formă de poate sucuri, gemuri sau diferite produse. Și aici deja intervine, uneori utilizăm și materie primă de import, deci care procesăm și în final produsul exportăm. Iată aici este important ca specialiștii, experții noștri, a Camerei de Comerț și Industrie, să verifice în ce măsură se respectă regula de origine și produsul final poate beneficia de acest certificat. Ori noi nu putem să aducem niște fructe, să le reampalăm și să numim mere din Moldova sau nucile moldovinești, dacă n-au fost crescute și recoltate în țară. Deci sunt anumite reguli de origine care noi verificăm și chiar dacă a fost procesat materie primă de import, se verifică dacă această procesare a fost suficientă pentru a obține originea Republicii Moldova și avea acest certificat. Sigur că dorim cât mai multe produse cu acest certificat să fie exportate și în piață cum este India și în acest sens noi sigur că suntem alături de antreprenori, în afară de procedura pe suport de hârtie deja avem și electronică posibilitatea de a solicita toate aceste documente, așa că vă invităm cei care o să facă primul pas, primul export în India, să vă adresați și la noi și vă ajutăm să pregătiți acest pachet de documente, să stabiliți contacte și sperăm
să avem cât mai mulți exportatori și merită să investim în această țară, să avem schimburi comerciale mai dezvoltate pe viitor. Mulțumesc mult, doamna Calenic, pentru informație. Cu siguranță, toți cei care doresc să exporte trebuie cu siguranță să apeleze pentru acest certificat și să înțeleagă că India are un potențial foarte mare și el trebuie explorat. Bună ziua, domnul Ochiar de Vară! Bună ziua, eu bine ați venit în panel de discuții. Mersi pentru invitație. Nu se aude așa? Cred că o să... Mersi de invitație. Cunoaște că sunteți importator de agricultură tehnică. Ce ați putea spune despre India? Cum a început totul? În primul rând, nimic din ceea ce ține de India nu poate fi numit mic, absolut. Adică faptul este impresionant și e o țară enormă și asta. Asta este a priori în definiția de indieni. Fiecare a cincilea om de pe glob este indian și practica se face ca să iei obiectiv atenție pe care trebuie să o dedice agenții economici și, nu, și organele de stat față de această piață este una infimă comparativ cu ceea ce trebuie să se întâmple în următoarii ani. Sincer vă spun, prezența la acest eveniment în așa un număr mic de persoane pentru mine este îngrijorătoare, pentru că, scărie sigur, nu am înțeles cum noi anume trebuie să creăm valoare adăugată, ca noi, într-adevăr, să transformăm o țară din lumea a treia într-o țară din lumea a întâi. Adică, pentru mine asta este o problemă, de fapt. Adică activitatea pe care o duc toate organismele statale și, paralel, organisme care sunt cumva publice, de tipul Camera de Comerț și Industrie și Fondul de Investiții, pentru a penetra piețele, mai ales cele prioritare pentru noi. Problema, sincer să vă spun, sunt decepționat total de ceea ce văd ce se întâmplă astăzi. De ce îmi permit să spun chestia asta? Pentru că noi, ca companie, suntem în mediul de afaceri din Republica Moldova din anul 2011 și de anul trecut suntem deja unul din plătitorii mari în bugetul de stat. Și cred că noi, ca companie și ca grup de companie, am făcut mult mai mult pentru relația dintre Moldova și India, de exemplu, decât au făcut toate asociațiile în ultimii 20 de ani. Asta e destul de descurajător, dacă să vorbim. Am început lucru cu companii din India 5 ani în urmă. La ziua de astăzi suntem importatori de la 2 cei mai mari furnizori de tractoare din India și probabil în moment și din lume. Asta e o firmă, este Solis, care este deținută deja de capital japonez, de Kubota, practic, cei mai mari, de Yanmar, cel mai mare producător de motoare diesel din lume. Și în ultimii 5 ani luat pe indieni, au cumpărat o altă parte dintr-o fabrică indiană care cumva deținea, adică istoric erau companii mari și au transformat din Evo Mediu, i-au trimis în cosmos. Și a doua companie este tot a fost cumpărată cea mai mare fabrică de tractoare din a doua cea mai mare a fost cumpărată de altă companie japoneză și au deja tractor electric, așa ca pe idei. Ce am făcut noi în toți acești ani? Trebuie să ne uităm sistemic ce anume noi putem să exportăm, de fapt, în India. Adică, în primul rând, care sunt avantajele? De ce este obligatoriu să intrăm în această piață? În primul rând, pentru că chiar și eroarea statistică la orice produce Republica Moldova din piața enormă care este mult mai mult decât suficientă pentru a fi prezenți acolo. Pentru că dacă prin careva întâmplare începe să le placă cacorul, de exemplu, iată, ei deja poate să consume tot cacorul timp de un an care nu putem să-l producem într-o mie de ani ca limitare, ca limitări geografice. Ce ține de contracte care, într-adevăr, nu pot fi îndeplinite din cauza că în toată țara nu s-a găsit un organism care să ambaleze mierile câte unul, să le pună ștampilă. Fantastic, adică, de fapt, fantastic. Ce am făcut noi? Ok, am luat reprezentanță în două companii producătoare de tractoare,
5 ani în urmă. Astăzi avem un rulaj de aproximativ 200 de tractoare per an, iar de săptămâna trecută compania noastră a luat reprezentanța dealer exclusiv pe una din tractoarele este pe România. Ca pas cu pas, poate să extindem asta. Asta e pe tractoare. Ce ține de echipamente agricole, suntem dealeri exclusivi la cel mai mare producător din lume pe un camp pe freze de sol și dealer exclusiv pe o companie care produce, e una din puținele companii din lume care produc balotiere. Balotează fânețuri pentru animale destinate fermierilor mici și medii. Deci am lăsat compania asta la urmă pentru că datorită unui efort și unui răbdări enorme de ultimii 4 ani de zile, noi am reușit să convingem indienii să intre în capitală statutară la cea mai veche fabrică de producere a tehnicii agricole din Republica Moldova, Agrotehnica, care a fost privatizată în, după destrămarea Uniunii Sovietice și din care s-a bombat tot ce s-a putut și adică a fost adusă la o stare pur și simplu aproape de colaps și adică practic, dacă nu, la moment la stare la limita de plutire, de fapt sub limita de plutire. Teoretic, în octombrie trebuie să intre să aibă o tranzacție în care indieniu se procure 51% din întreprindere și acele balotiere care le fac exclusivi o să le înceapă asambla aici ca să fie produs în Republica Moldova și ca să înțelegeți tehnic, real, obiectiv, economic, această tranzacție nu este absolut nicicum motivată, da? Adică asta e pur și simplu patriotismul nostru, ne-a impus să-i nebunim la cap, ca ei să facă această investiție, deși din punct de vedere economic nu prea are sens. Adică noi foarte mult sperăm ca Republica noastră să se restructureze, să-și stabilească un vis comun, pentru că un moment care nu ne lipsește la toți este înțelegerea unde noi mergem și ce trebuie să obținem într-un plan pe un timp cât de cât calculabil. Și avantajul în Indie, cu India este următorul. De fapt, cu toată lumea este următorul. Noi putem să ne definim într-un fel, să stabilim acele poziții care cumva sunt cu acea valoare adăugată, și să o poziționăm într-un fel. Pentru că indienii nu știu ce înseamnă vinul moldovenesc. Noi putem să ne poziționăm la ei în piață ca cel mai bun rozie pe care este făcut pe glob. Ca acea, mie mi-a plăcut domnul Iuriel Garaz ce a făcut din Mileștii Mici. Da? Adică, de fapt, cu la ziua de azi, Mileștii Mici este cea mai mare colecție de vinuri din univers. Da? Și are dreptate și sună bine. Iată, noi trebuie să găsim acele poziții unde noi suntem puternici sau să ne născocim. Pentru ce înseamnă industria textilă? Trebuie să existe careva asociație, probabil, de designeri care născocesc un design la niște haine și care să fie susținut, să le promoveze acolo. Da? Adică, cumva văd procesele mi-le închipă puțin altfel decât ceea ce văd la moment. Încă o chestie. Noi fiind implicați în tehnică agricolă și fiind furnizori la fermieri cu vie și livadă, am prevăzut problema mierilor verse, pentru că le consumau doar rușii, iar rușii sunt probleme. Acum, ce am făcut pur din experiment, am încercat să producem un cidru de măr. Am produs un cidru de măr din cauza că am făcut-o cu dragoste de sine, cu dragoste și nu era un proiect economic, am reușit să obținem un cidru extraordinar. De fapt, era un cidru fantastic. Între timp am fost vizitat, de ce am zis de Indie? Am fost vizitat de niște companii indiene, care colaborăm cu 5 la moment. Toți l-au testat, toți au rămas impresionați, pentru că nu este nici vin, nici bere. E o chestie nouă și exactă, e o chestie noi, nu putem să penetrăm vieții noi. Dar ne-am ciocnit de faptul că, de fapt, documentarea tehnică și certificarea acestui produs la alcoolic este așa o bătaie de cap, care pe noi ne-a consumat o groază de timp, o groază de îmbătură, că la un moment dat, pur și simplu, să ignorăm proiectul. Deși este un proiect interesant, care are valoare în lanț. Oricum ar susține și producătorii autohtoni,
și este un produs accesat. Și are o piață de desfaceri care dacă le place la toți indieni, un sat de indieni să le placă centrul ăsta de mar, deja ne zicem rulajele cu ei. Și încă un proiect la care lucrez de 2 ani de zile este de fapt cu rectorul Universității Ulim, el fiind și de fapt consul onorific, pare mi să... Da, da, domnul Ilian de Calvet. Da. Lucrăm la un proiect de crearea unei legături dintre studenți. Adică studenți din India să fie, la moment, în țară sunt 200 doar, din câte știu. Iată, ideea era să Ulim sau toate universitățile de stat la noi, universitățile de la noi, duc lipsă foarte mare de studenți. Nu prea sunt. Și sunt forțați să dezvolte tot felul de cursuri, de machiaj, tot felul de prostie, să mă scuzați de expresie, dar adică nu cu asta trebuie să avem. Ideea este următoare. Lucrăm asupra unui proiect, facem schimb de studenți, ca acești, nu doar schimb de studenți, dar și să aducem în pace studenți care plătesc din plin contractele și, de fapt, să ne gândeam cu fiecare student adus la studii, de fapt, îi trimitem părinții la lucru în străinătate, de fapt, trebuie să întreținem. Iată, este un proiect la care lucrăm. Din păcate, din cauza războiului, procesele s-au oprit. Cum se stabilizează puțin situația, la sigur că o să mergem mai departe, pentru că este un proiect viabil. Indienii s-au arătat încântați, pentru că avem o țară unde nu avem nici animale periculoase, nici oameni rău intenționați. Adică, de fapt, cam aceste, trebuie să depistăm acele chestii care, în primul rând, putem să le exportăm. Și noi ce putem să le exportăm este teritoriul, putem să le exportăm, într-adevăr, cunoștințe în anumite domenii, în medicină, și în alte domenii, da, care la noi studiile sunt la nivel și la nivel poate peste cel european, cu diplomă recunoscută internațională, respectiv. Cred că asta este o idee bună. Colaborăm cu ei cu plăcere, ce ține de indieni este, dacă vorbim pe lac, sunt foarte mulți, dar între ei există acea clasă care este foarte educată, sunt foarte limpezi la minte și sunt foarte, foarte bine motivați. Ei sunt acei minoritari care ridică toată economia țării. Sunt o națiune foarte mândră, dacă vorbim, pentru că și-au ce se mândri, pentru că, dacă să fim obiectivi, ei au fost cotropiți de Marea Britanie, da? Și acum primul ministru a Marii Britanii în Indian, adică vă dați seama ce de tare le crește inima când deja sunt indieni. Și au utilizat pe lună, da? Când s-o... Adică, de fapt, ca țară, ca partener pentru Republica Moldova, cum văd eu lucrurile, trebuie să depistăm acele companii care vor să penetreze piața Uniunii Europene și piața Ucrainei, să le depistăm și să începem să formăm cu ei relații de comerciale, la început unele mai primitive, pe care să fie posibilitatea de le crescut. Și, desigur, prin aceste relații să creăm piața desfacerii la puținul cel care noi suntem capabili să-l creăm, pentru că puținul ăsta la ei este acea eroare statistică care o să se împrăște pe piața oricum. Adică cam asta e viziunea. Ce recomandări aveți pentru companii, atât și instituții, pentru ca face ca lucrurile să meargă mult mai bine pe această piață? Din perspectiva dumneavoastră sau din perspectiva proiectului care ați luat atunci dat start? Și care cumva s-au blocat sau care sunt încă la un impas? Ce ține de organele de stat, în primul rând, aș structura în primul și în primul rând un set de puncte de control în fața conducerii acestor organe, adică persoane care sunt în funcție de răspundere în organizații de suport, care sunt cumva servisne, în român, adică de servire. Acestor persoane care au activitate și sunt achitați cumva din buget și din banii care generează agenții economici, lor trebuie să fie puse anumite KPI-uri, adică puncte de interes. Exact. Ce planuri au, cum au de gând să ajungă la aceste planuri și la cifre trebuie ei să ajungă. Asta în primul rând. Ce ține de obstacolii care sunt în calea certificărilor și în calea obținerii anumitor documente confirmative sau avizii sau
trebuie să fie creat un organ care încască pare, cel puțin apare intenția ca cineva să tergiverseze un proces care produce valoare adăugată, aș face execuții publice, adică de astea care în piața mare adunări naționale o decapitează pe unul ca 100 spre minte. Și ce ține de agenții economici, în primul rând, agenții economici trebuie să înțeleagă că fie produc un produs în care cred și respectiv îl împing cu tot sufletul și caut în lume, în tot globul ăsta, persoane care gândesc la fel și consumă ideea asta pe care cineva o face, fie găsesc idei care undeva funcționează și le fac ca un fel de outsource, adică fac servicii ca completează lanțul lor de producere de valoare adăugată ca o componentă a lanțului. Ceea ce tot e foarte fain, pentru că de fapt să produci doar docurile pentru Coca-Cola este o idee destul de bună. Și acum când să revenim la Coca-Cola, nu știu dacă colegul îmi confirmă, dar din câte știu, Coca-Cola este periodul de măr, dacă nu greșesc. Sau concentrat de măr, respectiv. Măr, respectiv. Noi, respectiv, ca țară producătoare, unul din cei mai mari 10 producători mondiali, fiind o țări de oameni în globul ăsta, noi suntem, de fapt, foarte importanți pentru economia globală. Doar că trebuie să-i dăm o imagine, de asta că suntem calitativi și avem mult lucru. Adică, de lucru avem că de aici bani pe lună, într-un fel. Suntem foarte, foarte înapoiți în multe chestii, dar și mult, foarte, foarte buni și creștem foarte repede. Doar că există nevoie de, este nevoie de grupare eforturilor, da? Adică, când este o delegație, de exemplu, în India, noi trebuie să ne ducem acolo nu ca niște turiști, dar trebuie să înțelegem care e scopul care noi le-am propus, care e scopul care ne-am pus în comun. Pentru că când se duc 10 oameni, deja ei sunt reprezentanți la un popor, de ce să nu ia niște broșuri cu ei, cu cine o să se întâlnească acolo și cam care ar fi rezultatele și care este, care ar fi acele continuitatea, cine o să asigure acea continuitate. Cine o să mențină contactul, uite, ne-am văzut ce ați făcut, care adică, noi suntem foarte mici și o să creștem foarte repede, dar avem, pentru aceasta avem nevoie de grupare eforturilor și de niște organisme care, într-adevăr, să îndeplinească funcția foarte mică, dar este o funcție doar de suport. Adică asta nu este o funcție importantă. Noi, restul agenții economice în țară, avem foarte mulți care sunt destul de limpezi și destul de luciți ca să creeze valoare adăugată, pur și simplu, ori susținut sau să nu fie descurajați pentru tot felul de oameni care nu sunt la locul potrivit. Asta e un fel de spor deschis și foarte transparent. Ideea ne spravă, cu ei se poate educa, ce ține de relațiile de colaborare, recomand mai întâi un contract care stabilește clar responsabilitățile, după asta ceai, cafea și restul. Pentru că, de fapt, fără contract cu ei e foarte complicat de lucrat. Adică, totuși, contractul n-am. Mai întâi mergem cu contractul. Mai întâi contractul, după asta, orice formă de... Ei, desigur că vin și contract și după asta ce? Am înțeles. Banii mai întâi. Da. Sau banii sau ăsta, contractul de asigurare bancar, iată, asta e garanție bancară. Garanțiile bancare, da. Vă mulțumim, domnul Chiantivara. Vă rog succes, ambițiile companiei de voastre deja au rezultate. Mulțumesc. Și cu siguranță și proiectele care le urmează a fi implementate vor fi succes. Domnul Harcenko, bună ziua și bine v-am găsit la panelul de discuții. Ce ați putea spune despre avantajele sau companiei oferite pe piața Indiei? Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație. O să încerc de la introducere. Horhivit a început a exporta în India din 2021. Este o perioadă, adică am început a exporta într-o perioadă nu foarte reușită. Discuțiile, așa ca un insight, discuțiile privind colaborarea au început încă în 20. Ne-am întâlnit la expoziție cu distribuitorul nostru în expoziție din Dubai. A urmat o perioadă lungă, asta a fost condiționat din cauza COVID-ului, din cauza altor chestii, că importul în India este o procedură complicată. După aia, distribuitorul nostru s-a decis și a făcut prima comandă la începutul anului 2021. Rezultatele noastre sunt modeste.
în vala, adică în cantități undeva se primește 2 containere pe an, în valoare asta nu mai mult de 40.000 de dolari pe an. Bine, dar cum vedeți dezvoltarea? Cum vedeți interesul populației de a consuma produsele ochimii? Eu nu o să povestesc lucruri optimistice, vă spun doar... Pe cele reale. Da, vă spun doar de cele reale, vă spun doar din experiență proprie. Cea mai mare problemă pentru producătorii noștri din Moldova, o să vorbesc din partea noastră, adică din producătorilor de sucuri și gemuri, este că taxele vamale sunt foarte ridicate. Este în genere pentru țările asiatice, în afară de China, taxele vamale sunt ridicate din cauza că țările sunt preocupate cu protejarea producătorilor autohtoni. În special aceștia care sunt din Asia Sud-Estică, unde este foarte dezvoltată industria de creștere a fructelor, a exportului de sucuri concentrate a acestor fructe. Ei își protejează producătorii autohtoni. De ce? Pentru noi, care vin cu un produs competitiv, este foarte greu de penetrat piața. E foarte complicat. Prima, de exemplu, ca să spun niște lucruri concrete, de exemplu, taxa pe import, adică numărul, valoarea totală a taxelor de import, care se adună acolo din mai multe părți, este undeva 40-50% pe produs. Evident, de exemplu, dacă un container, ca exemplu, valoarea lui undeva 15.000 de dolari, adăugați încă 50% la valoarea containerului acesta, niciun businessman nu o să vrei să îngheță. El poate să aibă și mulți bani, adică rulajul lui poate să fie, de exemplu, sute de milioane de dolari. Însă, jur cum echipa lui care se ocupă chestia asta, ei au un tipar lor. Și ei văd că produsul, de exemplu, sau de la producătorul acesta, de matricea în care ei o au, de la producătorul acesta, ei primesc blochează jumate de valoarea containerului. Se primește că nu 15.000, dar 20 și ceva, peste 20.000. Evident, pentru dânșii nu reprezintă un business pozitiv. De aceea este greu de găsit distribuitori care o să accepte așa riscuri. Luând în considerare când noi lucrăm plata în avans, că asta e, fiecare își protejează interesele sale. De ce perspectivele pentru produsele noastre sunt mici, necât în la faptul că piața e foarte, foarte mare. Vă spun, ca exemplu, o să vă spun cum a fost cu piața chimii, evoluția noastră cu piața chimii. Am început încă din 2016 să exportăm în China. Rezultatele au fost un container în timp de 2 ani. Adică asta era. Imediat cum în 2017 sau în 2018, s-au micșorat taxele vamale, în general, chinezii au acceptat ca produsele care se fabrică în geografic în Europa, continentul european, e micșorat pentru toți. De la 25% la 5% taxele vamale, la noi vânzările au crescut foarte mult. Adică de la un container în 2 ani, noi am început a vinde undeva 50 containere timp de un an. Adică asta era rezultatul micșorii taxelor vamale. Aceeași istorie și cu India. Imediat cum o să micșoreze pentru țara noastră taxele vamale, o să găsați cu o grămadă de oameni care o să fie distribuitori în mediere locale, care o să fie interesați să investească, să dezvolte produsul și așa mai departe. Până atunci, este foarte complicat ca să ai optimism. Dar, de acest lucru, dumneavoastră a spus că aveți 2 containere pe an. Noi nu ne lăsăm adică bătuți, noi continuăm. În primul rând, noi
Eu sunt din departamentul exportului, asta este treaba noastră, adică să îmblăm, să... piața este enormă, perspectivele nici nu pot să le imaginez. Tot timpul există dorința asta de a răsturna cerul și de a avea succes. Și de aceea noi încercăm și încercăm tot timpul, participăm în expoziții, căutăm, dar vă spun cum care este realitatea. Da, cu siguranță înțelegem acest aspect. Care sunt expozițiile care v-ar aduce plus valoare pentru această piață? Am văzut de la colegi lista de expoziții care sunt în India. Vă spun sincer, echipa noastră din marketing a cercetat oferta de expoziții care au care este în India. Să iau așa în linii generale, adică din experiența noastră, cele mai bune astăzi care sunt după din egida internațională este SEAL și poate mai este încă una din, în India care se face, care tot are un agenție internațională care se ocupă de chestiile astea. Însăși, ele sunt noi, ele sunt tinere. SEAL-ul, mie mi se pare că a început vreo 2 ani în urmă, prima dată a fost. Sunt, eu presupun că acolo număr puțin era de participanți. Că am văzut raportul și nu ne-a impresionat de ce nu ne-am decis să participăm în expoziție din India. Dar, pentru, ca un sfat pentru producătorii autohtoni, cel mai bun asta e Gulf Food din Dubai. Uh-huh. Cel mai bun, care se organizează în fiecare an, în februarie. Din ce cauză el e cel mai bun? În primul rând, 80-90% din oamenii care vizitează Gulf Food-ul, asta sunt indieni. Toți businessmanii indieni care au bani, care au bani de bilet, măcar de bilet de avion, ei se duc în Dubai și deja expozantul care este acolo, el știe precis că omul este care a venit, el are bani și el în orice caz 50% deja el nu o să tragă din timp. Poate ceva să iasă din toate chestiile astea. Gulf Food-ul, Dubai-ul, de ce e important? Că mulți indieni încă au conturi bancare acolo, companii, reprezentanți care pot să facă și import indirect, să facă achitările din Dubai. Și, în general, să iei exemplu din categoria food-ului, cea mai mare expoziție este din lume, asta e Anuga, din Germania. Da. Se face, are loc o dată în 2 ani. Dar Gulf Food-ul este pe al doilea loc, după area de acoperire. Dar după numărul de oameni, după numărul de contacte care vin și din câte țări vin acolo în Gulf Food, eu cred că liber poate să concureze cu Anuga, adică, deci, Gulf Food e cel mai important. De câte participări a avut nevoie Orhevit la o expoziție pentru a ieși pe piața indiană? Din perspectiva companiei pe care o reprezentați? Pentru că Anuga, noi anul ăsta mergem inclusiv și cu Orhevit, cunoaște acest aspect. Da. Greu de spus că Orhevit participă, ca companie, participă în Gulf Food din, mi se pare, 12... De 12 ani? Din 2012, da, 2012. Și eu activez în companie din 2016, deci noi în fiecare an primim contacte din India, acolo Tim Frățăș deamă cu oameni care vin la... Ori vin unii și aceiași oameni la expoziție, deamă te cunosc, oamenii vin... Principal încă lucrul acesta este ca o investiție.
Dacă ai participat un an, asta nu înseamnă că o să primești rezultatul imediat. Asta poate să apară peste 2, 3 ani, 4 ani. De exemplu, noi în Filipine, noi începem să lucrăm cu unul care a stabilit contactul din 2016. Dar e tare important asta că dacă ai început într-un loc, adică o locație, acolo fiecare an să păstrezi locul. Da. De ce? Că oamenii când o să vină, odată o schivat, a doua oară după locul acela și ei o să prindă. Și deja după asta, ei o să țină minte că te pot găsi în locul acela și asta e o mare parte din succesul în afacere. De ce vă spun că este complicat de spus câte anume expoziții? Că ele, rezultatul apare așa, din senin. În 2017 s-au văzut cu tine, au trecut câți ani, spune 6 ani au trecut și numai poate adică începe business-ul. Bine, dar cum merge promovarea produselor? Sau cum ajunge momentul ăsta ca produsul să fie pe placul celui care încearcă? Pentru că, de ce întreb această întrebare? Pentru celelalte recomandări pentru alte companii care ar fi necesar să transmită mostre sau să livreze produse pentru a fi degustate. Pentru că cum merge procesul? Cum ar fi interesant pentru alte companii? Pașii, de exemplu, primul contactul la expoziție, următorul merge follow-up-ul din oficiu, se începe istoria cu lista de prețuri, cu discounturi, cu fel de acolo, dacă noi putem să facem o comandă de câteva cutii acolo, în palet și așa mai departe. Tot, prin toată chestia asta se trece. Însăși, ceea ce este legat de mostre, clar lucru, transmiterea mostrelor, de exemplu, cu companii de curier, este foarte scump, mai ales amuia, cum prețurile au crescut. Prima asta, ceea ce merge, este necesar de convins că clientul să plătească pentru transmiterea noastră. Aici nu este nimic, da, aici nu este nimic nu știu, rău sau neașteptat. Asta e afacere. Cum noi, de exemplu, cum noi ne uităm la chestia asta ca o afacere, ca să fie profitabilă pentru noi, fix așa și clientul, el se uită la chestia asta ca o afacere, ca să fie profitabilă și pentru el. Și de ce? Experiența internațională permite ca mostrele să fie, adică asta, plată pentru transferul nostru vor să fie achitate de către client. Nu este. Sunt care sunt foarte lacomi și nu vor să plătească. Sunt și de ăștia și de-amă deja decizia fiecărui în parte. Adică dacă el vede că clientul are potențial, atunci asta e ca iarăși că asta sunt cheltuieli. Atunci el decide iar cheltuieli acestea sau nu e cheltuieli. Spate din acolo. Asta cum? Un lucru asta chestii practice. Bine, vă mulțumesc pentru Harceco și vă urăm la succes. Sperăm să ajungem la ce succese de containere exact ca și pe piața Inchinei. Bună ziua, doamnă Tarlev. Bună ziua. Din perspectiva Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care sunt cerințe și reglementările la moment pe piața Indiei pentru exportul produselor autohtone? Da, de la început, mersi din invitație și nu pot să nu remarc pe prezentarea doamnei Stella, care în comparație India cu Republica Moldova, așa de mulți indicatori în care observăm că India ne depășește de multe ori, dar totuși, după democlată o plăcere sosiet, este un indicator în care Republica Moldova este cu câțiva pași mai înainte ca India și anume libertatea economică. Libertatea economică este un indicator foarte principal pentru stat, mai ales că anume o economie dezvoltată și grave oferă capacități reale pentru orice centru economic de a se dezvolta aici în țară. Ca însă fiind responsabil de protecția consumatorului în domeniul alimentar și controlele la agenții economice pe domeniul alimentar,
vă spun că anual noi în instituție desfășurăm peste 10.000 de controle pe agenți economici. În mare parte aceste controle sunt scop consultativ, adică de control nu pur și simplu de a detesta careva neconformități și a neta contravenții ori restricții, o până parte noi venim cu recomandări. Acești recomandări sunt pentru agenți economici, pentru a ajuta de a se dezvolta și a avea o creștere. Dați-mi voie să mă laud, fiindcă noi ca țară avem cu adevărat produse sigure și calitative care suntem demni să le dezvoltăm și să le promovăm piața atât din est cât și din vest, ca de exemplu produse de origine animalieră înghețată. Înghețată mă dormească, noi deja o găsim de mai mulți ani în Arder, în Sărbărată, în Emirație, în Dubai deja este înghețată mă dormească, în Turcia și în multe alte țări. Noi exportăm masiv și carne de bovină, carne de ovină, melci de cerdat, exportăm în Europa, special în Italia, caviar mă dormesc, sute de kilograme, am trecut a fost și peste o tonă, sperăm acest an să depășim acest număr, caviar mă dormesc, găsește în Europa, unice în bogate țări, cum este Germania, Spania, Elveția, mierea de ovine, iarăși este foarte bine cunoscut, nu doar în țările UE și cele în CSI, dar și în Marea Britanie, America. Origine non-animală sau vegetale, suntem foarte bine la exportul de miere. Deja, pe 9 luni anului curent, avem în cantitatea de peste 99.000 tone de miere exportate pe piața din est, cât și piața din vest. Miere moldovenești și ajunge pe piața din Bangladesh. Produsele moldovenești autohtone sunt găsite și în așa țări, când o pună parte din Africa se regăsesc și țările noastre. Noi în Africa avem exportate pe anul trecut peste 9 milioane de ouă de găini, pe acest an deja peste 3 milioane. Adică noi pe adevărat avem produse calitative și sigure cu care putem să facem față cerințelor atât pieței europene, cât și pieței țărilor non-UE. Cerințele pentru agent economic, prima recomandare, de a corespunde cerințele naționale, deoarece primul pas corespund standardul cerințelor naționale, ulterior, etapa a doua, deja să promovăm agent economic produsul dat pe piața atât UE cât și non-UE. Noi, la instituție, în ultimii ani, punem accent mai sporit pe produsele locale și naționale pentru a promova mai mult exportul decât accent pe import, fiindcă e bine că importăm, dar este mult mai bine când avem capacități și noi exportăm. Recomandare pentru agenții economici, indiferent mici, mari sau mijlocii, să aveți așa voință de înși lipsă de frică de a adresa întrebări zilnic. Noi agenții avem primit și audiență cu agenții economici și numai că tu plus și avantaj că nu este nevoie de o înregistrare prealabilă pentru chiar asta la agenție. Totodată, întrebările pot fi puse pe adresa electronică, info@nasa.gov.ro sau cel mai bun discuție și rezultat atunci când agentul economic se prezintă fizic la noi în instituție. Pe ramă, la situație, în momentul de a și sunt responsabil personal și răspuns în timp de receptiv cu toți agenții economici. Vă oferim suport pe toate laboratorii informaționale, atunci cu suport de elaborare sau obține careva certificate, fiind ele fitosanitare sau sanitare veterinare. Iarăși, potențiala avem enorm. Zeama moldovenească recent a fost apreciată locul 2, în urmă sunt așa locul 2 mondial la nivel de calitățile gustative, fiind cu mai gustoasă zeama moldovenească. Iarăși, avem cunosc pe adevărat de agenții economici grafi, care au început de la mic și în timp scurt au obținut și rezultate remarcabile. Suntem săptămânal și în teritoriu pentru a fi mai parte de agenții economici care vin pe și de suportul și informații de studii importante. Avem elaborat și mai multe ghiduri pentru producători locali și naționali care sunt postate atât pe site-ul ANSA, cât și rămână și fizic. Adică lucrăm, suntem aproape de agenții economici și pentru a dezvolta și avem restanțe
Prevedem la nivel de marketing noi trebuie să facem pași serioși pentru a putea promova produsele noastre la nivel de piața, piața internațională. Cum ați vedea această promovare? Cum ați vedea marketingul care funcționează de a promova corect? În ultimul an, pe urmă, 2 ani marketingul, vă spun, a avansat destul de ok în comparație cu Spania, cu ce colaborarea se începe în prezentul la colaborare interne între agent economic și instituții statului. Acesta este primul pas care trebuie să mergem umăr la umăr și să înțelegem că, de fapt, nu contează, ești agent economic, ești un statului, tu reprezinti statul, tu reprezinti portfondul și noi toți suntem consumatori și trebuie să avem un scop unic și comun de a promova imaginea Republicii Moldova, de a promova produsul național, la nivel mondial, pentru că, cum și m-am spus, mă repet, nu cu adevărat, avem ce să ne îndrim și ce propune PSOX. Agenția, la ce lucrează acum anul pentru reușitele companiilor care doresc să exporte? Agenția acesta a lucrat de a exporta în piața Uniunii Europene carne de pasăre și o de categorie A. Este rezultatul la munci îndelungate, pentru că, în primul rând, Uniunea Europeană apreciază nivelul instituției de control responsabilitate. Ulterior, dacă instituția de control demonstrează că este rezultatul controlului și nu trebuie să le este mai eficient, atunci autoritatea se verifică și deja și agenții economici. Noi am trecut cu o lecție dată, avem de export și carne pastă și de ouă și suntem la etapa a doua, pregătim spre agenții economici pentru să vă bine, nu deja să avem și fie exportul de care le pasă procesată în Uniunea Europeană. La ce ar trebui să treacă agenții economici pentru a fi competitiv pe piața interne? Ce certificate sunt cele mai importante? Sau cum... La ce trebuie să treacă atenție agenții economici și, în primul rând, la recomandările agenției, fiindcă ai recomandările noastre după prieteni și din recomandările care parvin acele cerințe din piața, din piața OIE. Și avem multe state deja formate care, în urmă cu când vine o legislație sau comisia un audit european, după care verifică atât instituția ANSA, cât și de pasă la pasă locului pentru a vedea, de fapt, acele garanții puse pe scrisoare și emisite pe ANSA corespund corect, pentru că în două ori, ori decizia este foarte importantă de o colaborare și de certificație de bine, iarăși de domeniul produsului, produsului origine animală, este nevoie de certificat sanitar veterinar. Produs fito, deja certificat fito-sanitar. Dar deja sunt elemente, spune-mi așa, în prima și la prima etapă, iarăși să avem o colaborare fructuoasă și restrânsă între ANSA, ca instituție de stat, împreună cu agenții economici din Republica Moldova. Vă mulțumim, domnul Dade. Da. Vă mulțumesc tuturor invitaților pentru că ați dat curs invitație și pentru că ați comunicat experiențele pe piața indiană. Vă doresc succes, cu siguranță ambițiile arată că putem și că produsele autohtone moldovenești își merită exportul și găsirea pe rafturile altor piețe diverse și nu doar în Republica Moldova. Cu asta încheiem.